Mă bucur să fiți aici, împreună cu noi, să privim acești doi tineri. Câtă inocență la vârsta asta! Ei nu văd ce se va întâmpla în secunda următoare. Noi am trecut pe acolo. Nu le spunem ca să se poată bucura de ziua de astăzi. Sigur, nu vreau să spun că viața de familie este povară, vreau să spun doar că este grea. Însă, este foarte frumoasă. Lucrurile frumoase sunt grele. Nu întotdeauna lucrurile grele sunt frumoase. Am onoarea să spun o scurtă predică și aș vrea să citesc un scurt pasaj din Biblie. Este cel mai clasic pasaj din Scriptură care se citește la serviciile de căsătorie și anume despre facerea femeii. Mă gândesc să vă invit să vă ridicați, o să fie și mai confortabil pentru dumneavoastră. Geneza 2, versetul 18. Geneza 2, 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omului fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată! Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Dragă Ștefan și Diana, ne-am întâlnit de câteva ori în ultimul timp și mi-a făcut plăcere să vă cunosc mai îndeaproape. Vă știam la modul general ca pe doi oameni care veniți să vă închinați aici în biserică, dar atunci când te întâlnești cu omul de mai multe ori, poți să pătrunzi în sufletul lui și să vezi această frumusețe. Am văzut în primul rând că tu semeni foarte bine cu mami. Foarte, foarte bine semeni cu mami. De obicei, băieții seamănă cu mamele lor, dar tu semeni un pic mai mult decât de obicei. Am apreciat câteva dintre calitățile tale pe care eu am reușit să le văd și, deși nu o să le spun aici, aș vrea să te rog doar să le păstrezi. V-am spus de câteva ori în întâlnirile noastre că eu vă recomand să vă dezvoltați caracterul. Voi faceți parte dintr-o generație unde dezvoltarea caracterului nu mai este o prioritate. E prioritate distracția, banii și multe alte lucruri, pentru că asta este ideologia timpului prezent. Dar eu vă recomand să vă dezvoltați caracterul, pentru că dacă în viață veți fi vreodată bogați, trebuie să fiți bogați în caracter. Caracterul vă dă valoare, caracterul vă dă înțelepciune, caracterul vă dă stabilitate, caracterul vă aduce onoare și cinste, caracterul vă face oameni, scumpii mei. Nu poți fi pocăit dacă nu ești om. Sora Diana, și la tine am văzut câteva lucruri foarte frumoase. De obicei, fetele, când ajung pe la 5-6 anișori, începe să se dezvolte mult mai bine decât băieții la capitolul responsabilitate. Așa se face că ele sunt mult mai responsabile foarte de mici, în timp ce băieții, în general, devin responsabili cam după ce se căsătoresc sau după ce încep să lucreze. Pentru că așa este felul în care Dumnezeu a creat pe oameni. Însă, părerea mea este, așa cum v-am spus în întâlnirile noastre, că voi vă potriviți foarte bine și cred că ceea ce trebuie să faceți este să gestionați lucrurile la care nu vă potriviți. Acum, probabil că nu le-ați identificat, pentru că v-ați gândit la altceva. Dar după căsătorie și mai ales după luna de miere o să aveți timp și o să le vedeți bine, poate mai bine decât e necesar. Cineva spunea că atunci când te căsătorești, trebuie să-ți deschizi ochii cât se poate de tare, de mari și să alegi cu mare grijă.
Pentru că calitatea unui material contează foarte mult. Dacă ți-ai un material de o calitate slabă, nu mai poți să faci un lucru extraordinar cu el. Dar după ce te-ai căsătorit, ochii trebuie așa închiși, închiși, la mașină se spune pe fază scurtă. Pentru ca să nu le mai vezi chiar pe toate, că de ce să nu aveți calitate și bucurie? Astea două lucruri sunt esențiale. Dragi părinți, ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Și dumneavoastră, spuneam deja și repede, și dumneavoastră ca noi toți ați trecut prin tot felul de experiențe, că așa e viața, deși e scurtă, ea e lungă. Și astăzi sunteți pe scaunul ăla, ăsta este scaunul învingătorilor, este scaunul oamenilor fericiți și bucuroși. Numai dumneavoastră știți câte nopți au fost grele, câte momente au fost complicate în procesul ăsta și nu mă refer neapărat la copii, la modul general. Dar astăzi este o zi de biruință, deși tot părinții lor veți rămâne, calitatea noastră de părinți va fi diferită de cum a fost până acum. Responsabilitatea de la dumneavoastră trece la ei, unul pentru altul și fiecare pentru el. Dacă până acum ați avut o autoritate executivă asupra lor, de acum încolo se transformă în consultativă. Să aveți mare grijă cu treaba asta, că dacă nu aveți grijă cu treaba asta, există multe neînțelegeri și amărăciune. Dacă s-au făcut mari, să-i tratați ca pe doi oameni mari. Dacă nu s-au făcut mari, îi trimitem acasă și mai vin la nuntă când se fac mari. Știu eu că dumneavoastră înțelegeți, după cum înțelegem toți cei care am trecut prin viață, că experiența este un pic mai importantă decât informația. Predica pe care am pregătit-o la nunta voastră se numește Priviți. Priviți. Priviți la ce? Asta e o întrebare bună. Asta e o întrebare bună. Omul are 5 porți ale sufletului, prin care informații din lumea în care trăim intră în mintea și în sufletul lui. Pe lângă auz, omul aude și ce aude intră în cap. Omul pipăie, gustă, miroase, însă pe lângă toate acestea este și văzul. Văzul este cea mai importantă și cea mai largă poartă. Imaginați-vă o companie mare care produce ceva și unde se aduce marfă cu trocul și se ia ceea ce se realizează cu trocul și ați văzut că în spate au un dec cu foarte multe locuri unde trocurile parchează. Ei, așa e mintea noastră, are un dec unde sunt multe intrări în minte și cea mai largă intrare este văzul. În viața personală și în viața de familie, noi suntem influențați de ceea ce vedem. Aduceți-vă aminte de Adam și Eva. Au văzut, au luat, au mâncat și Dumnezeu i-a deportat din grădină. Doar pentru simplu fapt că au văzut. Așa începe toată povestea. Aduceți-vă aminte de David. Stătea pe acoperiș, a văzut-o pe Batșeba și a început. Aduceți-vă aminte de... Pot să vă dau o grămadă de exemple care încep de la a văzut. Vederea este începutul lucrurilor frumoase și urâte. Recomandarea mea pentru voi astăzi este să priviți la 5 lucruri. În general să priviți în 5 direcții și în primul rând priviți cu recunoștință în sus. În sus oamenii nu prea privesc, că n-au la cine. Oamenii credincioși au la cine să privească în sus. Acolo este Dumnezeu. Când noi spunem că sus este Dumnezeu, avem dreptate și nu avem dreptate. Dumnezeu e peste tot, nu doar sus. Dar, în general, noi oamenii îl identificăm cu cerul și cerul e deasupra. Eu vă recomand, priviți des în sus la Dumnezeu. Și când spun asta, mă refer la câteva lucruri. Priviți în sus cu ascultare. Ascultați-L pe Dumnezeu. Ascultarea este cea mai înaltă formă de relație cu Dumnezeu. Voi nu puteți să-mi spuneți că ați fost copii cu minți, dar nu i-ați ascultat pe părinți. Nu poți să fii un copil cu minte dacă nu ți-ai ascultat părinți. A fi cu minte înseamnă a-i asculta. Ei, ascultați-L pe Dumnezeu. De asemenea, închinați-vă lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a-i oferi. Ce? Orice. Muzică, rugăciune, dărnicie, ascultare, absolut orice. Orice îi dăm noi lui Dumnezeu se numește închinare. Și asta este ofranda. De asemenea, sfințenie. Dați-i lui Dumnezeu puritatea vieții voastre, o puritate la nivelul minții, o puritate la nivelul
afectiv, al sentimentelor, o puritate, o puritate la nivelul relațiilor, o puritate la nivelul, la toate nivelele. Asumați-vă această responsabilitate că Dumnezeu vă vede. Și felul în care vă gestionați viața, în mod deosebit sexualitatea, mânia, timpul, relațiile, lucrurile astea sunt foarte greu de gestionat. Întotdeauna priviți în sus, la bucurie și la necaz. Și voi o să treceți prin multe, ca muritorii, priviți în sus, acolo este Dumnezeu. Priviți des în sus, pentru că dacă vreodată o să fiți binecuvântați, de acolo este. Dacă vreodată o să fiți ajutați, de acolo vine. Dacă odată o să fiți inspirați și încurajați și mângâiați, să știți că lucrurile astea vin de sus. Păstrați o relație profundă, reală, autentică cu Dumnezeu. De aceea să priviți în sus. Apoi, priviți în jos. În jos sunt responsabilitățile, sunt treaba voastră. Deseori o să-i spui, asta e treaba ta. Asta se numește responsabilitate. Dacă în sus privim spre Dumnezeu, în jos privim spre responsabilități. Identificați-vă responsabilității, vă Ștefan și Diana. Identificați-le. La modul general, ele sunt iubește-o și supune-te lui sau respectă-l pe el. Astea sunt la modul general. Dar dincolo de modul general, aplicabilitatea la iubește și supune-te sau respectă, detaliile acestea uneori sunt specifice de la familie la familie. Sunt soți care nu trebuie să spele vasele, pentru că soția spune, eu mă ocup de treaba asta. Dar sunt soți care trebuie să se implice, pentru că soția, din anumite motive, nu poate să facă asta întotdeauna. Nu trebuie să fiți o familie ca la tine acasă, nici o familie ca la tine acasă, ci voi trebuie să fiți o familie ca la voi acasă. Identificați-vă responsabilitățile. Ștefan, să știi că dacă nu manifesti iubirea, degeaba o ai în inimă. Ludiana nu-i folosește la nimic ce ai tu în inimă. Ei folosește o iubire care iese din inimă și începe să acționeze. În 1 Corinteni, capitolul 13, se vorbește despre iubire și întotdeauna iubirea se asociază cu un verb. Dragul meu, iubirea nu e sentiment, este acțiune. Dacă tu nu o să faci nimic pentru binele acestei fete, ea nu o să înțeleagă că o iubești. Știi cum numește soția mea când îi duc flori? Ea numește faptul că i-am dus flori, numește că o iubesc. Ea înțelege gestul meu, iubire. Spune-ți mulțumesc că mă iubești. Dar până la urmă, ce e aia iubire? Iubire este ce fac eu pentru ea, dar nu e ce ai tu ascuns în inimă, că toată lumea are o grămadă de lucruri ascunse în inimă. Dar tu nu ești din sticlă să se vadă în inima ta, de aceea manifestă iubirea. Dumnezeu spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, mintea voastră, dar nu-mi dați cinste? Dați-mi cinste, asta mă interesează. Manifestă iubirea, manifestă iubirea. Să știi că iubirea este ce faci tu pentru ea, nu ce simți tu pentru ea. Te rog frumos să nu uiți treaba asta. Și, Diana, să-l respecti pe bărbatul ăsta. Nu mai este o vreme în care femeile sunt invitate să respecte bărbatul. Eu știu asta. Dar acum suntem în biserică și voi sunteți doi oameni care respectați stăpânul acestei case și stăpânul acestei cărți. Dacă vrei să fii binecuvântată de Dumnezeu, respectă-ți omul. Respectă-l. Recomandarea mea este să-l respecti când merită și când nu merită. Când nu merită, o să fie mai greu. Dar dacă vei ajunge la performanța să-l respecti fără condiții, îl vei ajuta ca el să te iubească fără condiții. Voi nu faceți un business, meriți, te recompensezi cu dragoste. Nu, nu, nu. Dragostea nu e o recompensă. Dragostea este o atitudine care nu pune condiții. Te iubesc pentru că ești soția mea. Dacă nu ești pregătit să faci asta, mai amânăm. Sigur că am glumit. Identificarea responsabilităților este absolut fundamentală. De aici pornesc foarte multe conflicte și de aici pornește foarte multă fericire. În casa voastră nimeni nu o să aducă nici bine, nici rău, în afară de voi. Știți cum va fi casa voastră? Cum o faceți voi. Vă rog frumos să o faceți cum trebuie. Vă rog frumos să o faceți cum vreți voi. De asemenea, folosiți consensul în dragoste pentru lucrurile care sunt contradictorii. Adică dacă nu vă înțelegeți cu privire la un lucru, în loc să vă certați, mai bine vorbiți. Iar dacă nu puteți să vorbiți și soluția e să vă certați, tăceți și amânați pe mâine. Mâine poate vă simțiți altfel. Cearta nu e o soluție, cearta e o răzbunare, cearta e dorință de control, cearta e dorință de manipulare, de exploatare. Oameni buni, nu vă certați.
De aceea nu ridica vocea. De ce ridici vocea? Ce crezi că e mai important ce spui când țipi decât atunci când vorbești încet? Știi ce spune știința? Sociopsihologia spune așa. Când tu țipi, eu nu mai aud ce îmi spui pentru că instinctul meu de conservare se activează, fiindcă eu asociez țipatul tău cu violența. Și atunci eu încerc să mă protejez și nu mai mă interesează ce spui. Mă interesează cum spui. Cum spui pentru mine violent și mă simt în nesiguranță. Încearcă, dacă o să te înveți să țipi, o să țipi întotdeauna. Dacă te înveți să nu țipi, nu o să țipi niciodată. Asta e o chestie de educație, de disciplină și de caracter. Poți să crezi treaba asta? Dar asta nu e valabil numai pentru tine. E valabil pentru noi trei. Să nu țipați. N-are rost. În primul rând înseamnă că caracterul e cam slăbuț, creștinismul de asemenea, pocăința la fel. Ce rost are? Dacă aceleși lucruri le poți face elegant, de ce să treci drept altfel? Folosiți consensul. Adică stai de vorbă cu fata aceasta, tu stai de vorbă cu băiatul ăsta până când ajungeți la un numitor comun. Lași tu jumate sau aproape, lași tu jumate sau aproape și în felul ăsta începe să vă formați ca familie. Tu o să încerci să fie numai ca tine, acum să mă crezi. Nu se poate. Că și ea e om, nu? Și e tovarășul tău, nu-i sluga ta. Și invers, Diana, nu încerca să te impui, doar vorbește și ajungeți la consens. Dacă nu puteți face un consens astăzi, mai amânați, mai rugați-vă, mai postiți, aveți răbdare, voi o să trăiți împreună mult și bine. Apoi, priviți în față, dar în față să priviți cu speranță, nu cu, aoleo, ne mănâncă Putin, ne mănâncă Biden, nu vă mănâncă nimeni. Întotdeauna au fost oameni buni și oameni răi, întotdeauna a fost o politică murdară și murdară, întotdeauna e așa și așa. Voi aveți viața voastră, voi îl aveți pe Dumnezeu, ăsta e timpul în care trebuie să trăiți frumos ca în timpul zilei, dar trebuie să trăiți cu speranță. Dacă o să vă fie greu și o să plouă, să știți că nu plouă întotdeauna. Dacă nu se oprește azi, se oprește mâine, dacă nu se oprește mâine, sigur se oprește poi mâine. Știți asta, nu? Ei, trebuie să aveți speranță că ploaia se va opri într-o zi. Trebuie să aveți speranță că într-o zi se va opri și cu zăpada. Ninge mult la Chicago, dar nu ninge tot timpul. La fel e și cu necazul, suferința, crizele. Nu trebuie să fiți niște fataliști. Aoleu! Nu! Trebuie să fiți niște realiști, dar nici niște idealiști. Idealiștii sunt ăia care spun, nu-i nicio problemă. Cum să nu fie, mă, omule, nicio problemă? Dar nici toate problemele. Încercați să fiți realiști. Binele e bine, răul e rău, dar voi priviți cu speranță. Pentru că pentru bine voi aveți soluții. Pentru rău are Dumnezeu soluții. De aceea să priviți în sus. De aceea să priviți în jos. Și de aceea să priviți înainte. În sus cu recunoștință. În jos cu responsabilitate. În față cu speranță. Să-i spui așa întotdeauna când se teme, că ea o să se teamă prima și o să se teamă mai des. Dar tu ai nevoie de cineva care să fie așa, că altfel nu te căsătoreai. Să-i spui să fii liniștită, eu o să fac tot ce pot și Dumnezeu face tot. La el nu mai poți folosi verbul poate, că el poate tot timpul, nu-i ca noi. Atunci când vorbim despre priviți în față cu speranță, trebuie să vorbim despre viziune. Ca să priviți în față cu speranță trebuie să aveți o viziune, trebuie să aveți un scop și trebuie să aveți obiective, un scop clar. Apropo, de ce v-ați căsătorit? Să nu-mi răspundeți, că eu știu că știți, dar vreau să verificați, aveți un scop? Aveți. Aveți niște obiective clare. Cam cât timp vă ia să vă împliniți scopul ăsta? Terminați într-o lună? Nu. Dar într-un an? Nu. Toată viața va ajunge? Nu. Dar mai mult de toată viața n-aveți. Așa că luați-vă toată viața să vă împliniți viziunea. Faceți-vă o viziune pe termen lung și una pe termen scurt. E nepermis să te trezești într-o dimineață și să nu știi de ce te-ai trezit. Bă, omule, e nepermis. Trebuie să ai o viziune pentru termen lung. Trebuie să pui pe hârtie ce vrei să faci, ce trebuie să mai corectezi în viața ta. Trebuie să trăiești cu scop, nu degeaba. E îngrozitor să trăiești degeaba. Iar când mori, îți mai trebuie 5 minute. Ce să faci cu ele când ai irosit o viață? Mă apropii de încheiere. Priviți în spate, că aveți și trecut. Priviți în spate, dar cu mulțumire.
Vă rog frumos să nu purtați războaiele trecutului. Apă, tata, mama, bunicul, toată lumea e vinovat. Nu, stop. Priviți în spate cu mulțumire. Îi vedeți acolo? Trebuie să priviți în spate cu mulțumire. Trebuie să priviți în spate cu mulțumire. Vă rog frumos să țineți minte să le mulțumiți. Bunica spunea și când trebuie și când nu trebuie. Ca și cum ar fi un moment când nu trebuie. Mulțumiți-le tot timpul. Mulțumiți oamenilor din trecutul vostru. Să știți că voi n-ați ajuns la întâmplare cine sunteți astăzi. Știți unde sunt alți tineri ca voi? La dezintoxificare, în locuri îngrozitoare. Știți de ce sunteți voi acolo? În mare măsură pentru oamenii ăștia. Pentru că ei și-au făcut job-ul. Voi nu știți ce înseamnă să nu ai părinți. Pentru că nu știți cum e să zbori, că n-ați zburat niciodată, că numai păsările zboară. Oamenii înțeleg lucrurile adânci ale vieții doar prin experiență, nu prin informare. Mulțumiți-le la oamenii ăștia. Mulțumiți-le. Și folosiți trecutul ca pe o lecție de viață. Învățați din trecutul vostru. Închei spunându-vă că trebuie să priviți și în lateral, adică în stânga și în dreapta. Știți cine este în stânga și în dreapta? În stânga și în dreapta este soția ta, sunt părinții voștri. Până acum ați avut doi părinți, acum aveți patru. Ce bine e să ai patru părinți. Pentru că patru oameni se roagă pentru tine, ca mama și ca tata nu se roagă nimeni, să știți. Când omul pierde pe mama și pe tata, pierde primii doi rugători din viața lor. Toți oamenii știu asta. Și voi știți. În stânga și în dreapta, în lateral, sunt părinții, sunt rudele, sunt prietenii, sunt colegii, sunt vecinii, este aproapele. Acolo e și biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fiți responsabili de lucrul ăsta. Priviți în sus spre Dumnezeu, dar cu recunoștință. Tot timpul doar cu recunoștință. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cartea Romani 8:28. Apoi priviți în jos cu responsabilitate. Asumați-vă responsabilități. Nu spune nu-i treaba mea, e treaba ta. E treaba ta, Ștefan. Tu ești cap în familia asta, e treaba ta. Și e treaba ta, omul ăsta e soțul tău și amândoi sunteți una. Da. Priviți în urmă cu mulțumire. Priviți în față cu speranță și priviți în stânga și în dreapta cu dragoste. Vor fi oameni răi, oameni ciudați, oameni complicați, că aici sunt 8 miliarde, aici și aici. Priviți cu dragoste, cu bunătate, cu milă. În felul acesta o să vă umpleți sufletul de bucurie, o să aveți calitate la viața voastră și o să aveți familie fericită, o să aveți copii și o să aveți treabă. Grăbiți-vă să intrați în viață, să o organizați, să o faceți frumoasă, să o păstrați curată și în felul ăsta să aveți parte de o viață fericită. Pentru asta v-ați căsătorit și totul pleacă de la unde privești. Ce faci după ce privești într-un loc? Vă mai aduceți aminte? Pot să vă dau o grămadă de exemple, dar nu are rost, de oameni care au privit lucruri bune și s-au înnobilat și oameni care au privit lucruri rele și au ajuns sub blestemul pedepsei păcatului. Aveți grijă unde priviți. Priviți spre locurile care vă inspiră, care vă dau energie, putere, binecuvântare. Priviți la Dumnezeu, priviți la familia voastră, priviți la oamenii din jurul vostru, mai aruncați-vă din când în când privirea și în trecut, pentru că acolo sunt multe experiențe de la care veți învăța. Ne rugăm lui Dumnezeu și eu și cei care sunt aici alături de voi ca să aveți nu doar o nuntă frumoasă. Aici ați cheltuit niște bani și ați făcut evenimentul nunții. Ăsta este foarte ușor. Dar căsătoria nu se face doar cu bani. Banii sunt ultimul lucru. Acolo vă trebuie omenie. Vă trebuie obraz. Vă trebuie caracter. Vă trebuie milă. Vă trebuie dragoste. Vă trebuie iertare. Vă trebuie răbdare. Vă trebuie să-i dai valoare la omul de lângă tine, că merită, că nu merită. A merita sau a nu merita e doar o percepție. Dacă fata asta nu merita, nu o luai tu de soție, mă omule. Tu ai luat-o că e valoroasă. Cum poți să-mi spui tu mie peste un an că nu mai e valoroasă? Tu ai acceptat prietenia, logodna și căsătoria acestui băiat pentru că dintre 4 miliarde de băieți, ăsta ai crezut tu că e al tău. Cum poți tu să-mi spui mie peste 20 de ani sau 10 ani că nu mai e bun? Voi amândoi sunteți valoroși,
ați ajuns la consensul să vă căsătoriți și această valoare o veți păstra întotdeauna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen.